Stimați consilieri, așa după cum știți, ați fost invitați să participați la lucrările ședinței Bahari, astăzi 30/8/2019. Înainte de a vă prezenta ordinea de zi, dacă sunt obiecțiuni cu privire la procesul verbal din ședința trecută. Dacă nu sunt obiecțiuni, trecem la prezentarea ordinii. Nu, votează. Cere vot. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Eu nu știam nici... Una ridicat. Eu n-am fost până acum. Poate ieri, când nu am fost până acum. Mai nici... Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sustenabilității proiectului, asigurării incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al de excluzii în cazul copiilor celor mai vulnerabili, desemnarea anterioară a incluziunii sociale privind furnizarea de servicii în județul Bacău, servicii integrale în județul Bacău. Deci, modelul 2, inițiator, domnul primar Sorava. Deci, la punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind instituirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Horgești. Inițiator domnul primar. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunii Horgești-Bacău în Consiliul de Administrație ale Școlilor Gimnaziale Horgești-Răcătău-Bacău. Inițiator domnul primar Ciurobă. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Horgești a Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la nivelul școlilor gimnaziale Horgești și Răcătău. Și punctul numărul 5. Întrebări și interpelări. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Nu, pe care e ordinea? Care e primul? Dumneavoastră pe... Aceala, cu Unicef. Chiar cu Unicef, e primul. N-ați fost atent, domnul. Aprobarea sustenabilității în proiectul. Citi bine? Da. Dacă vorbiți cu altul... Aici nu știu bine. Vor pot dat înapoi? Hai, ca să gând să-ți o chicheță în vraghe acolo. În vraghe? Da. Deci, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Bine, vezi că abțineri? Potrivă? E citit pe dos, mă, hai că spun tot. Nu pe dos, nu pe dos. De la 18 până la fru. Nu, la... Nu, la dumneata, acum... Degeaba mă încurci, dumneata, că vrei. Vrei. Așa, trece la punctul numărul 1. Vă mai citesc o dată, ca să nu zici că... Așa, uite. Proiect de hotărâri privind sustenabilitatea proiectul asigurărilor incluziei sociale, ruperea cercului vicios a excluzii în cazul copiilor cu așa celor mai vulnerabili din așa, denumirea anterioară a incluziei sociale privind furnizarea de servicii integrale în județul Bacău. Modelul 2. Inițiator, domnul Șorau. Da. Bună ziua, domnilor consilieri.
ați primit în mapele cu invitațiile atât raportul făcut de de specialitate făcut de domnul Marvin de Vasile, cât și expunerea de motive. Sunt prea bine că suntem în proiectul cu de incluziune socială modelul 2. Am fost în primul proiect. Suntem selectați ca și centru de zonă în cele patru primării, primăria Buhuș, Măinești, Colonești și Borgești. E aprobat, practic acest proiect de hotărâre se referă la sustenabilitatea acestei activități timp de 5 ani din partea Consiliului Local Horgești pentru aceste servicii. Deci, prea bine, activitatea se va desfășura în clădirea fostei primării, sediul primării. Dacă ați citit, ne s-au cerut să vedem cu ce venim, cu spații, cu suprafețe și tot ceea ce oferim noi pentru buna desfășurare acestui proiect. Dacă aveți ceva amănunte și nelămuriri, am chemat pe domnul Valea Vinte pentru a vă răspunde. Mulțumesc! Cine să scrie la domnul? O singură întrebare aș avea. Noi, practic, acum aprobăm colaborarea. Nu, colaborarea este aprobată. Parteneriatul îl aprobăm. Și noi cu ce trebuie să venim în cadrul proiectului? În afară de spațiu. În afară de spațiu financiar? Domnule. Deci, în afară de spațiu financiar, nu o să contribuim decât cu două persoane care să facă parte din echipa multidisciplinară care s-a avut loc, care sunt deja. Și problema mare a apărut, noi deja am probat treaba asta, dacă îmi dați un pic pagina, s-a schimbat denumirea asta, deci aici a apărut de la incluziunea socială. Da, i-ați schimbat denumirea, da. S-a schimbat denumirea, știi? Și acum vor o hotărâre cu denumirea nouă, că altfel nu le primesc la finanțare proiectul în sine, da. Și practic asta a vrut. Mai mult. Da. Și să aibă și siguranța că după 5 ani de zile, după ce o să cheie proiectul, noi nu o să lăsăm proiectul din... Hai, da, o să punem lacă după urmă și o să rămână scălirea mai investitorilor făcute. Nu știu de ce implică în sine titlul ăsta mai așa, mai pompos acum, servicios. Vulnerabil știu ce înseamnă copil, dar cercul ăsta vicios, la ce se referă? Cercul vicios se referă la faptul că toate instituțiile care asigură incluziunii sociale, la un moment dat se învârtă în jurul cărții, formând un cerc și nu intervin destul în rezolvarea problemelor pentru copii vulnerabili. Ok, am înțeles. Cam asta, cam la asta se referă. Să mai pași. Da. Mai dorești cineva? Văd că ești unici de braful pe aici. Da, nu mai nou. Da, mai nou. Da. Dacă nu mai sunt discuții, deci în aprobarea proiectului. Cine este pentru? Bine, mulțumesc. Împotrivă, abține. Mai invitați, aprobat. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâri privind instituirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunii Horgești. Și aici ai instituire sau însușire? Ce e acolo? Ca să înțeleg și eu. Însușire. Însușire. Da. Trebuie să faci și literatură română aici, cu totul și vin. Dacă îți mai ați spus altceva, n-am voie să întreb, n-am înțeles. Mă, dar ai voie să faci... Haideți, domnul. Corect. Dați-mi...
Mai departe, haideți să nu ne tamponăm din... Păi da, ăsta e proiect. Deci, acest proiect de hotărâre revine pe, pe masa de lucru a Consiliului Local. Acum două luni am avut același proiect de hotărâre. Din păcate, nu am, n-am solicitat ajutorul domnului Budău pentru a ne explica probleme, s-au ridicat atunci anumite probleme în care de ce sunt o anumită drujbă la într-o direcție și altul într-o direcție, dacă ce ne omiti. Așa, drept urmare l-am invitat alături primei cu domnul Budău pentru a ne clarifica situațiile. Dacă aveți întrebări, îmi răspundeți atât eu cât eu aș avea câteva. Da. Știți, domnul Budău, că în anii trecuți am făcut parte din comisia asta de inventar, din partea școlii gimnaziale Răcătău, pe partea de la școala gimnazială Răcătău vorbesc, nu vorbesc în necunoștință de cauze la celelalte școli. N-ați prins calculatoarele din sistemul AEL, nici de la Recea, nici de la Răcătău. Și dacă le-ați prins sau le aveți prins undeva la dumneavoastră acolo, ar fi bine ca să se întrunească cu comisii de casare, să le casăm până la urmă, că încurcăm de ele acolo degeaba. Nu le aveți. Le aveți? Aici, în anexă. În anexă, de ce v-am explicat? Aici, în anexă, am făcut-o cu domnul secretar. Mijloace fixe de-a lungul anilor au fost odată până la 800 de lei, adică 8 milioane, pe urmă la 15 și acum e la 25 milioane. Da, domnule, eu am înțeles și în momentul când le-a cumpărat, dacă era valoarea mai mică de mijloc fix, s-o legitat la obiecte de inventar. Dar ele sunt cuprins în total valoric. N-am mai înșirat toate. Că dacă înșiram toate obiectele de inventar de la școala Răcătău, de la școala... La sistemul a ele este venit separat, nu are nicio legătură. Da, cu... o să nu uit în inventar. Uite acum, ne uităm și... Măcar un calculator nu apare decât aici. Iar referitor la partea cu casarea, trebuie venit din partea chestionarului propunerea. Obiectele de... Păi, calculatorile astea au fost achiziționate prin primărie. Asta deci, înseamnă noastră, gestionarului... În momentul în care se mai întâlnesc cele două comisii de casare, de inventar, pardon, ar trebui să pun în vedere și lucrul ăsta. Așa ați prins multifuncționalul Canon care, în fine, videoproiector, ce mai aveți, dar nu apar... Se apar videoproiectoare, se văd calculatoare trecute din listă aici. N-ați trecut nimic, nici la Răcătău, nici la Recea. Acum la Hurghiu, nu știu care-i situația. Păi, atunci nu erau pe bucăți calculatoare, erau numărul de stații de lucru. Păi și trebuie să scrie aici, stații de lucru, și atâtea bucăți, ca să știm ce să votăm. Dacă nu mai sunt... Domnule, trebuie să scoate noi ce să votăm, că sunt în inventar. Dacă noi acum nu le votăm, că nu mai sunt în inventar. Înseamnă că deja le-au scos. Le-a scos deja din la casare. Sunt și casate în 2016. Dar așa nu mai sunt bunii, adică e clar. Am inventat din urmă pe 2017 și 2018. Și cred că prin centru bugetar au venit atunci. Nu, au venit prin primărie. Nu știu, exact. Când ce am avut domnul ăsta? În 2007. Atunci au venit. Da, prin... Achiziții prin primărie au fost făcute din bani, bineînțeles. De ce ziceam centru bugetar, că a fost acțiune direct pe minister. Nu știi? Au fost cercetați până și ministra. Da, domnule, le aveți aici, dar nu le aveți în anexa noastră pe care trebuie să o votăm astăzi. Dar dacă scrieți... Le are domnul aici, la el. Eu vorbesc de Recea și de Răcătău. Eu am zis că nu discut acolo. Nu știu situația de acolo. Lista asta poate fi consultată. Corect. Corect. Da. Mijloc fix școala Recea, 19 bătăți, 2850. Stație de lucru, calculatoare, la numărul 72. Da. Depinde cum a fost, nu... Eu știu că se spunea el, acum am fine. Da, am fine. Da. Și trebuie cu ce, domnule? Cel mai, cum spune și domnul consilier, bunarul trebuie scasat, să nu ne mai curcăm de ele și gata.
Și așa să ne folosim. Atât, domnul președinte. Dacă mai dorește cineva, undeva și eu. Poftiți, domnul. Să văd aici un graj la posta primăriei Răcătău. Dar nu văd nimic la Horgești. Grajul la Horgești, magazia, asta sunt altă parte. Asta în domeniul public. Grajul care e tot a primăriei în care domeniul. Așa e domeniul privat. Domeniul privat a cui? La primărie. Dar care graj de primăriei? Că stat la CAP, a fost CAP? Da. Dar unde nu e primărie? E asociație, nu e primărie. Care și primul cuie? Păi primul graj e de asociație, nu știu cum se cheamă, cetățuia. Primăria nu mai are nimic, toate le-au dat conform ordonanței guvernului, nu știu cât. Nu mai țin minte numai. Două sau trei date lui Cobzarul Viorel, cum se cheamă, Cobavic, și una societatea a mutat denumirea. Societățile astea sunt desfințate, din când nu mai există. Nu desfințate. Mai plătesc impozite la primărie, domn primar, pentru clădirile astea. Nu eu faci obiectul ședinții de astăzi. Nu faci obiect, dar trebuie făcut ceva. Legea spune că dacă depășești impozitul cu nu știu cât, treci automat în patrimoniul primăriei. De ce să nu o luăm ușor cu pași mărunți, să spunem... Păi da, dar grajul ăla, ce statut a rămas până la urmă? Este asociație cetățuia. Asociația nu este desființată juridic, din punct de vedere juridic. Asociația există, dar lipsește cu desăvârșire. Există, dar lipsește. Da, în acte există, domnule, cu Consiliul de Administrație, este așa sau nu? S-a continuat intabularea, domnule inginer? Nu. Tot așa e, nu se dă impozit, nu se dă nimic, nici pe pământ, nici pe graj, mergem așa, pe burtă, până când. Deci grajul care stă, care ține ăsta măcrialul ăia, e a primăriei, dar nu dă niciun leu, nici impozit, nici chirii, nici nimic, așa stă de la Revoluție. Cine poate să ia de la acela? Cu cine poate să ia, dar cum adică? Deci nu-i trebuie nicăieri, lipsești, nu trebuie, 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 trebuie să puneți problema asta când ați am pus-o, domnule, și am început din tabulare, ce-am vorbit de mine? Da. Și s-o oprit. Păi, trebuia continuat, nu? Și rezolvat, tot atunci trebuia. Am început, dar n-am terminat-o, trebuia să continui următor, nu? Sau rămân iar așa? Aș vrea numai să fac o mică precizare, dacă sunteți de acord. Cu ocazia desființării CAP-urilor, legea prevedea clar, bunurile nevalorificate trec în proprietatea comunei. Deci s-au făcut cele două asociații agricole, Asociația Cetățuia și Asociația Cucuiesc, care au împărțit patrimoniul, o parte din patrimoniu. Și o parte din patrimoniu au rămas. Alea patru grajduri care au rămas și nu le-au luat nimeni, au fost al primăriei și conform ordonanții guvernului, dar nu mai țin minte, pentru cei crescători de animale și mai departe, le-au fost dat întâi în folosință și după aceea în proprietate, prin cumpărare de s-au dezvoltat Cobavicul și asociații care s-au desfințat, iar grajdul care a rămas, au rămas în continuare a asociației. Comuna a preluat sediul actual de la cele două asociații, pentru că era împărțit în două, și grajdul ăsta sau magazia. Așa. Bine, cum știu și eu, deci grajdul nu dă nici măcar impozit. Aia e cu totul altă, aia e cu totul altă problemă. Deci, tot în deci, bordei, dă pentru grajdul nu dă nimic bani. Deci aia e altă problemă. Să aibă în grijă primăria problema asta. Dar nu este problema Consiliului Local de astăzi. Dacă mai dorești cineva... Eu am legătură cu asociația și societatea agricolă. Sau societatea agricolă, cum se cheamă. Societatea agricolă, pardon. Chiar în ședința când s-a votat acest proiect, îmi zic că eu am bine. Trebuie trecut și fântânele care sunt făcute pe banii primării. Nu văd nimic de fântânele. Scena. Nu știu dacă s-a finalizat documentația și aia trebuie trecută. De ce nu se trece? Care e banii publici? Care e banii publici? Domnul Dău, vă rog frumos să-mi dați un răspuns. Fântânele nu văd nicio fântână. Știu două locuri unde sunt probleme mari între cei noi, care noi vorbim acum de... Dar nu s-a inventat, nu le și pe inventat. De domeniul privat al primăriei. Și domeniul privat, domnul secretar știe, da. Sunt bunurile care
pot fi uneori înstrăinate. Domeniul public este... Da, domnul Gudor, sunt de acord. Domeniul privat poți să înstrăinezi, public nu poți. Deci când hotărârea Consiliului Local... Când o să am probleme în completarea incentarului domeniului public, atunci probabil o să vorbim de toate astea și de... Dar când se va face asta? Este o întrebare care persistă. Nu mai la urmă. Dar mulți dintre noi. Nici monumentul nu e în domeniul tabular. Dar tu vrei să-i întabulezi, nu avem monumentul care e domnul. E bine să-l completăm, 100% și pe aia să-l vota. Părerea mea. Dar de ce să ne grăbim? De ce să ne grăbim? Dar nu-i nici o grabă, că-i vă inventare pe 2018 și acolo iar trebuie să faci inventarea pe 2019. Eu nu sunt de acord. Nu este complet acest inventar. Dar dumneavoastră vorbiți de inventarul domeniului privat? Doamne, vreau și privat și public. Să știm și noi cum să. Public nu am vrut să vorbești cu dizlăbul public, vorbim mai din domeniul privat și o ieși în discuții când și trebuie să vină... Fântările trecem la public sau la privat, ca să știu și eu... Păi, dar nu-i domeniul public. Și sunt trecute la domeniul public? Dacă nu sunt trecute, când o să inventariez, o să treacă. Dar și fântână avem noi făcute. Dar sunt destul, întrebați-l pe domn Bogdan câte sunt. Dar oricum și ăsta e sumarețul multe fără ăsta, dar nu-i pompă, nu-i și ăla trebuie să ridica problema. Deci ori trecem toate pompele și toate alea, ori nu trecem nimic. Dar nu trebuia trecut, e situația ISU, ISU are pompa aia. Păi tot o ferăstrău și atât. Pompa unde și toate alea. Nu credeți dumneavoastră, domnul Dan. Poate aici un motofer păi ori le trecem pe toate, ori nici. Ați fost primași. Păi am fost, pe tocmai de aia zic, eu nu înțeleg inventarul ăsta. Domnul, dar dacă treci un motofer ăstrău, vin toate. Dacă nu, nu trecem nici nu te lași. Păi cum se cu păi unul atât, e motor ferăstrău și atât. Păi unul atât, motor ferăstrău ăla din anexe, de timpul lui Bogdan, când era valoarea de mijloc. Ăsta de aici? Da. Și cealaltă sunt prinse ca obiecte de inventar. Vă aduceți aminte că remorcuța care am luat-o noi, dacă depășea un leu peste 2500, trebuia să o treci în mijloc fix, tot remorca a trecut la obiecte de inventar. Toate sunt inventariate de pe timpul dumneavoastră și avem multe obiecte de inventar primite în 2015 și scrie motocoasă bucăți, e 1170, dar e ca obiect de inventar. Laptop, rafturi, birouri, corp, suport, masă, tip birou, toate care sunt făcute pe timpul dumneavoastră, fișieri metale, scaune metalice, în 2015, pe urmă. Iar fișier, aparatul de sudură care e cumpărat din dumneavoastră, e 670 de lei. E trecut ca obiect de inventar. Eu vă dau lăsarea asta să le studia, dar sunt făcute că orice factură care s-a înregistrat în contabilitate, s-a făcut și lista de inventar. Aparatul de sudură, stingătoare, trebuie să-ți sprijin ajutor. Piorul, este de inventar, cu obiecte de inventar, ISU primit în 2016. Și avem pelerină de ploaie, cizmi, lopată, furturi, cablu, scanner, colier, metal, furturi, bocan și costum. Este pompă de benzină care trebuie dus. Toate sunt trecute. Toate, dar sunt ca obiecte de inventar și nu le-am mai înșurat aici. Când se scrim dosarele astea toate în listele este. Asta însemna să copiem toate astea și să facem aici un dosar al atâta. Și noi secretarul a scris, domne, hai să scrim mijloacele fixe care sunt înregistrate ca mijloace fixe și restul valorii cu obiecte de inventar. Și astea sunt primite pe timpul dumneavoastră, uite, obiecte de inventar ISU primit în 2016. Pe urmă, avem obiecte de inventar primit în 2016. Iar fișier, cameră, video, toate astea care e obiect de inventar, că e 1495. Dacă era 2500, era în mijloc fix. Calculator, trusă profesională de instalator, sediul 11, trusă sanitară auto, toate care îi știți dumneavoastră. Auto, asta era o valoare. Televizor, auziți, fete, televizorul ăsta plasmă de 80, e 1000 de lei, adică ai 10 milioane. Nu intră ca mijloc fix, e ca obiect de inventar. Televizor plasmă pe 124. Dar toate bonurile private sunt amortizate, se amortizează spre deosebire de bonurile din domeniul public care nu se amortizează. Vorba de clădiri și inventarul domeniului public este inventarul domeniului public care se aprobă prin hotărâri de guvern la propunerea comună. Poate toate astea sunt cu timpul dumneavoastră și v-aș știți eu aici, cu televizor, cu nu știu. Pe urmă, avem primit în 2017. Telefoanele, multifuncționat, fișet metal ce avea că nu l-am luat, paragazul și frigiderul ăsta nou. În 2018 am cumpărat 3 scaune
care nu este unul la secretarul la portar. În 2018, dar scris, dar am scris în inventar. Am scris primitii în 2018 și uitați, am scris și factura cu care sunt primiți și ori sunt semnați de gestionat. Pat, dormitor, saltea, toate care sunt cumpărate la camera asta din la Vietnam. Toate sunt astea. Dar curtea de conturi urmărește în contabilitate fiecare factură și îi anunț alături dacă am înregistrat. Asta am primit în 2018. Uite, motocoasă. În 2018 am cumpărat o motocoasă care e 2350. Cum s-o trec nici loc fix dacă ea e sub 2500? Și e înregistrată și asta. Cu factura numărul 5140 din 14.9. Toate sunt băgate în calculator, acum uitați că sunt asta. Am mai cumpărat eu cu factura 2020. Nu înțeleg, domnul, am înțeles. Gata, nu înțeleg. Eu cred că cine a avut internet, nu înțeleg. Câte tocuri de zărtie ați cumpărat și câte doar. Stai, doamne, cum fost scenă făcută de câteva sute de milioane și au zis, uite, scena, ce... Da, scena aia mare, care era în fața postii primării. Nu a dispărut tot. Dacă nu s-a trecut prin inventar, nimic. Mai e oameni. Și materialele. Era demontabil, tocmai. Îți luați materialele de la... Adică să nu băgăm sub preștiu. Care scenă vorbești? Cu asta scenă. Care îți făcea în fața primării? Nu s-au făcut acolo bălci în fața primării. Chiar ați uitat? Dacă a fost cu dispărut scena aia, nu a rămas nimic. Și nu-s cu materialele luate de la matematică. Ce v-am mai avea, domnule? Mă rog, știți ce mai groasă? Asta de la Vasiul n-am cumpărat-o, n-avem factură la dumneavoastră. Da, am zis ceva de asta. Am zis că asta trebuie trecută pe inventar. Întreg de acum 5 ani, nu? E trecută scena? Nu e trecută. Poate să apuci un nebun să o facă bucăți și pleacă ea acasă. N-ai ce să-i faci. De ce nu încercăm să ne punem la punct? Nu încercăm să gata, totul e în regulă, ridicați băieți mâna. Așa încercăm, nu? Dar nu ridic, sub nicio formă. Da, să puneți la vă, domnul președinte. Și vă rog să menționați, domnul președinte, ce a spus eu. Ce nu o să menționați? Vă rog să măsurători cu terenul, ce domnul secretar știe. Terenul și ala nu era trecut în... Care e secretar? Bata, Costi Cămitic. Dar eu nu sunt secretar. Terenul ăla din Median știe și domnul Dancă, că atunci s-a făcut. Și s-a definitivat acum documentații cadastrale pentru suprafața aia de teren. Când vă să se inventarieze... Și când am înregistrat domeniul public, scrie teren. Centru cu scenă. Ce are pe el? Sigur. Că-i face poza. Unde-i, doamne? Unde? Faci întăbularea. Dar ne-am văzut că acum vorbim în domeniul privat. Dar nu e așa de greu, domnule. Când se face întăbularea medianului. Sigur. Acolo îl fotografiază. Are fântână pe el, are scenă și monument. Și așa va fi scris. Am făcut, de când se fac toate proiectile este doar în primar și domnul, s-au făcut documentații cadastrale pentru drumuri. S-au făcut documentații cadastrale pentru școli din nou, toate clădirile. Acum suntem în faza când trebuie să întabulăm magazia de la grădinița de Tăplău și nu știu și nu a mai fost nou. Și poate vor fi, toate sunt întabulate și scrie teren în suprafață de 2000 sau 3000 de metri cu școală construit în anul din. Domnul președinte, m-a dat conducerita. Gata. Dacă nu mai sunt obiecțiuni, trecem spre aprobarea proiectului numărul 2. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Potrivă. Potrivă. Dar ar trebui să specificați de ceva. Dar am spus să specifici în procesul verbal. Pentru ce? Fântânile nu le văd, da, scena nu-i trecută. Dar am spus domeniul privat. Domeniul public, ia un proiect. Uite, e decizia dumneavoastră. Dar am dreptul, doamne, să mă abțin. Așa ai făcut și cu plătăria și cu plătăria. Uite de asta să facem și noi. Îți place, domnule Nicol. Mănâncă limba la un rău. Sunteți de atâta timp. Ați fost primar. Ați fost primar. Ați semnat inventarea, ați semnat fătarea, da, da, nu vor am mai cu tău. Exact. A spus punctul pe ei, acum. Domeniul public e domeniul public și ne legăm la domeniul privat de domeniul public. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local, Corcești, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlilor Gimnaziale Horgești, Răcătău și Județul Bacău. Da. În felul la fiecare an
supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație. Propunerile noastre au rămas aceleași, domnul Bogdan și domnul Căliman la Școala Hoge și domnul Budnaru Costel la Școala Răcătău. Oameni cu experiență, cu vechime. Nu știu cum să mai fac greșele de anul trecut. E prima răspundă. Atât, atât simplu. Foarte simplu. Da. Vă rog să vă scuz la cuvânt. Atât ați mai trebuie, vă hai. Da, mi-e cu alte propuneri. Un președinte de votezi. Dacă nu sunt probleme, nu vă scuz la cuvânt, trecem la... Păi nu ne mai votăm. Punem la aprobare. Cine e pentru? Cine e pentru? Da, bun. Bine, trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Horgești în Consiliul de... În Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației la nivelul școlii gimnaziale Horgești și Răcătău. Da. Bun. Proiectul de hotărâre privind de cele două propuneri, desemnarea domnului Dămuc Claudiu, Chisinăr Claudiu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare Calității în Școala Horgești și a doua, desemnarea doamnei Sabin Simona, doamnei consilier Sabin Simona, în calitate de reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Asigurare Calității la Școala Răcătău. Astea sunt propunerile noastre. S-a fost preaprobare, dacă mai aveți. Dacă sunt obiecte, vă rugăm să vă scriu la cuvânt. Dacă nu sunt... Domnul Claudiu nu e aici, dacă nu vrea. Dacă nu vrea. Dacă nu vrea. Modificăm proiectul. Să punem spre aprobarea proiectului. Cine este pentru? Îl completăm. Mulțumesc, împotrivă. Dăm ordonanțe de urgență. Să punem de urgență. Da, nu vreau. Înainte de a trece la punctul... Vă rugăm să vă alegeți președintele. Acum. Nu, da, eu vreau acum, domnule, da. Ce să termin ședința? Păi, dar nu-i trecut pe ordinea de zi, domnule. Nu-i trecut pe ordinea de zi. Întrebări și întrebări. Mai e cum la ordinea de zi. E trecut la punctul 5, la anexă. Acum să dea... Vrei să o tai? Rămâi acolo până la final. Hai, domnul Crețu, că sunteți prea... Măi, dar că așa spune. Sunteți prea antipatic, domnul. Dar nu sunt antipatic, ce cum mai vrea? Prea antipatic, domnule. Vă dați în spregiu puțin mai... Ce înseamnă antipatic? Uite, eu îți dau o șampanie, promit în fața la toți. Adică nu-mi place de moaca, mă, ta. Pe direct, Trebuie să cum tu simți. Eu știu că de ură nu se râd pe oameni. Hai, liniște, vă rog, gata, trece la punct. Adică nu vă spus eu, să-i dau șampanie. Întrebări. Vă rugăm să vă scrieți la cuvânt. Hai. Așa o terminăm. Domnul Psecaru. Nu stăm aici. Doamna Sabin. Mă trebuie și pe mine. Așa, altcineva? Mai spune, Căliman? Mai spune o dată din... Bine cu șala de acolo, domnul.
Dăm cuvântul lui domnul Iseca. Domnul primar, la podul de fier. Deci au fost niște, clame, da? Niște clame care erau acoperite de găuri care au fost prin spod. Deci clamele au dispărut de acolo. Și au rămas niște găuri pătrate unde poate să intre cineva cu piciorul noaptea. Un animal, ceva, da, așa. Deci se meargă... Deci pod, ce ziceți? Ce-au făcut acolo? La podul de fier? Deci la podul de fier, el, deci au avut niște găuri pe care au fost agățat ca să fie montat acolo. Și normal, găurile alea au fost acoperite cu niște lamele de fier. Copoare. Da, 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 niște capace, da. Da, niște capace. Capacele alea, vreo trei, au dispărut de acolo. Am trebuie prins la loc, e pericol de accidente, poate să trupe cineva piciorul și ziua rămâna noaptea. Am înțeles. Și un animal, sigur. Large. Da, destul de large. Da. Mai aveți ceva? Atât, atât. Bine, mulțumesc. Are cuvântul doamna... La fântâna Birvalea Fântâna, când scoate cuvântul sau zbunătate. Nu găsim mărimea tuburi. Nu se mai lucrează sub ordinele mari. Dacă o să găsim, cum a ridicat asta și vă mulțumesc. De partea cealaltă, la... Ce fiui, doamnă, cât are? La Mazire, acolo. Cât are? Nu, mierfru mare, 100, nu? Ce diferența, nu știu. Sau 100 de... Nu, e și 100 și 10. Interiorul e important. Mm-hmm. Exteriorul se mai poate. Și iar la fântână, acolo, a fost o drama de nu se poate. Toată lumea a făcut bază la pompă și pentru animale sus și... Mă gândim cu românii, deci, dacă da. Mai putem, dacă eu am mai fost acolo da. Și nu se vedea apă deloc. Deci, s-a lucrat, nu s-a ajuns la apă. Nu știu. Mulțumesc. Da. Domnul primar, știu că ați dat sarcina asta al cuiva, dar poate ne răspunzi dumneavoastră da. Și mai faceți cumva la starea asta de la Răcătău. O mai faceți, nu mai faceți anul ăsta, mai aveți bani, nu mai sunt. Da. Să știm și noi. Cum din încălțăm, cum vin vremurile astea ploi. La dotare cu calculatoare și tabli acelea cu marker de la Răcătău, eu am vorbit cu domnul director și am înțeles că veți vira niște sume, nu le achiziționați dumneavoastră, doar virați sumele, 25.000 de lei. Da. Domnul director solicită să specificați ce sumă este pentru calculatoare și ce sumă este pentru table. Din discuții, noi am zis că vrem să achiziționăm niște laptopuri în limita 1.500 de lei laptopul, vreo 10 ar fi de ajuns pentru început, ca să... Da, înțeleg. Deci să fie specificat exact. Da, să fie specificat exact. O altă problemă acolo la școală ar fi cu internetul ăsta. Aveți idei de programul ăsta? Știți ceva despre internet în școala ta? Ați auzit venit la primărie ceva? Da, sau... am avut la un moment dat. Știu că a fost programul ăsta da, prin primărie, nu se mai poate relua nici într-un moment. Nu mă dată relua noi, nu putem să reluăm noi. Am înțeles. Da. Nu, vă răspund, da. Și tot cu domnul director discutam că dacă tot s-a asfaltat prin fonduri europene, așa este corect să spunem, prin PNRR, dar prin fonduri da. Europene, și nu prin contribuția al cuiva, e necesar acolo să se inițieze un proiect prin care să solicităm treceri de pietoni la toate școlile, da. Pentru că, clar, deja au început să umbli, să intre prin podeții șoferii ăștia. Nu, în gardă am auzit, în podeți nu intra niciun. De acum. Și totodată să cerem și indicatoarii cu restricții de viteză ca să putem să avem, cum să iei. Indicatoare, bănuiesc, deci... Vă răspund la sfârșit. Haideți să răspundem la urmă. Dincolo, vă accidentați. Cam asta ar fi. Facem dialog. Cam asta ar fi, domnul primar. Acum i-am dat seama că ne-am domnul Călimar, poftiți. Domnul primar, se fură de pe când, dar nu se vede utilitatea la camerele astea de filmat, de care s-au pus prin intersecții.
Marim, dacă nu se asumă nimeni răspunderea să le iei de urei, că vezi, Doamne, că campanii electoral sau aia, Marim, să dați filmare la poliție, să ocupi poliția de așa ceva. Da. Noi am mai avut solicitări cu domnii de la poliție și de fiecare dată, păi, în da, momentul când au solicitat, le-am pus la dispoziție. Da, iar am să răspund la urmă. Domnul Codreanu. Da, domnul primar, avem acolo la fost un pont nou, da, s-au pus niște tuburi cu oameni. Și s-au murit, nimic nu mai este acolo, s-au murit toate zmâlite. Unde, la podul nou? La podul nou, lași la poburijorul, la poartă. Da. Și să put, cu bultul scovator, să dăm afară, să faci mâleacă șanță acolo, ca să putem să... E vorba de intersecția care vine pe Galeț, da? Da, 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 chiar la bu. Și acolo... Da, mi-am pus podul, dar s-au colmatat acolo. Și acolo la Ștefan Pop, trebuia acolo la lepiat acolo, în curba aia acolo. Da. S-a făcut acolo o râpă, nu poți să mergi deloc. Eu nu mai sesizat și pe mine chiar când zice de zi. Lasă, mă răstor cu mașina. Eu, evident, nu se poate circula pe acolo. Da. Învățat cam atât asfaltul când trebuie. Bine, mulțumesc. Domnul primar, domnul primar, domnul Tufescu, văd că a ridicat și el aceeași problemă cu trecerea pietoni, cu semne de circulații necesar, dacă tot să construiește ceva. Să facem și aici, în intersecția asta, trecere plus semnalizări care se cu furatul de pe câmp, să știți că este o problemă, o problemă chiar acută, zic eu, să fur. Au schimbat tactica, ca să știți. Deci nu mai e cu secera, nu. Cu săpărica îl ia de sub sol. Deci am găsit eu, nu că vorbesc din spusele altă. Da, o lea de sub sol. Îl rărește. Nu, îl rărește direct, nu vezi că-i luat. Ca să cunosc, nu ca omul când se duce și verifică, e convins că nu-i furat. Nu mai vezi, nu te mai supe, nu știi că l-o furat. Nu mai faci infarct. Deci eu am spus și am văzut. Ar mai fi problema care o susțin mereu și văd că nu se vrea, zic eu că nu se vrea, poate greșesc, cu fântâna din fața catedralei catolice acolo. Nu vrem să facem ceva frumos. Da, da. Mai am încă o problemă care depinde în zona în care locuiesc aici. Nu se face toaletare la pomii ăștia de aici. Și la care pomii? La zona asta care pleacă de la intersecții spre Munteanu și trece până la capătul satului. Eu am vorbit cu băieții de la Renela, am spus-o și mai repet. Așa. Ei au spus că nu este treaba lor, că e treaba primăriei. Printre altele, becul care este în fața lui domnul Costică Mitică, efectiv, vă deranjează. Că luminează verdeața aia de sus, de acolo. Crengile. Nu, a zis că a aplicat problema, dacă a văzut că nimeni nu vrea să-l ajute. Nu vrea să mă asculte. Nu vrea. Copacul ăla, cu ei. E pe zona șansului. Zic eu. L-a plantat primăria? Nu. No, răsări, Dumnezeu l-a plantat. Sau când? Cam atât, mulțumesc. L-a plantat primăria, sau când? Acolo este un salt câmp și crește în fiecare an. În fiecare an se taie, dar în fiecare an crește un salt câmp. Nu un salt câmp. Mă aveți, domnul Crețu? Atât, mulțumesc. Bine, domnul Budnar, copii. Domnul primar, felicitări pentru școala de către Termopanic și acoperișul. Școala Ricea, Termopanic. Dar am avut în discuție și cu centrala la școala Ricea, că sunt vreo trei sobi care trebuie să făcute și costă cât o centrală. Trebuie să faci trei sobi mari teracotă. Acum munca aici din domnul primar cu alerta cu... Nu, felicitări la general. Local, la general toată cel care s-a implicat efectiv. Și trebuie să le mulțumim că și au avut îngăduiți și cei de la Orge și toți, cred că s-au implicat și au votat pentru alocarea acestor bani. Da. Așa cum noi am făcut. Altă parte mi-a zis, ăla e... Da. Da, este cineva, domnul? Nu mai este nimeni. Deci pot să vă răspund, da? La podul de fier, da, bine că ne-ați sesizat. O să mergem acolo, pe partea de servire, să verificăm. A, și ceva, mă scuzați.
Așa, 10 domnul. Școala Tohodori, s-au apucat de ea. Au fost 2-3 zile și au dispărut. Da. Urmam puțin acolo. Ok, haideți vă răspuns aici. Bun. Doamna Sabin, Valea Fântânii Tub. Da, da. Deci nu am mai, mai ridicat problema asta, eu țin minte cu domnul Tufescu, cu operarea de stimă. Este, căutăm cub de dimensiuni. N-avem cum să punem mai mic, să pus în interior, mai mare trece pe alături. Deci căutăm încă tuburi, nu se mai fac tuburi din alea la diametru respectiv. Fântâna de la Granadil, v-am spus, eu am verificat într-o zi acolo, nu știu cum băgate tuburile, dar eu n-am văzut apă. Ori s-a dat cineva ceva în fântână, trebuie curățat, ori e secată. Deci nu știu cum, o să verificăm și putem face. Secetă. Balansarea la Răcătău. Da, au rămas două sate, deci mai Răcătău și Bazda, care încă nu m-am definitivat. Pentru ceea ce am avut noi contactat, s-a definitivat. Urmează săptămâna viitoare să facem procesul verbal de recepție, pentru că le luăm la rând așa, urmând ca, pentru suma aprobată de dumneavoastră în ședința de luna trecută, să contactăm cu alte servicii de balastare și să continuăm ceea ce avem de făcut. Două cuvinte aici, dacă îmi dați voi. Da, domnule. Dacă eram pe fază, foloseam druguri, piatră care s-a operat la râpă, și balastam. Piculeț, hai să vă spun apropo și de piatră asta. Toată piatră care s-a operat. Un piculeț, dacă îmi dați voi și vă răspund, ca să nu facem un dialog, am avut discuția asta, numai că ceea ce vream noi nu corespundea cu ceea ce puteau dumneavoastră. Noi ca să ducem numai piatră, ei n-ați înțeles. Asta vreau să spun. Na. Deci ei nu iau numai piatră. Asta vreau să vă spun. Deci în momentul când ei nu stăteau, că eu am făcut chestia asta și am discutat. Domnule, nu primar, dar nu mă duc 50 de metri să iau numai 10 cm de piatră și pe aia să mă întorc să fac pământul. Și vă dau deci când m-au luat, m-au luat cu tot. Și au vândut numai piatră. Putem? Și totuși au vândut numai teatru, v-am dat și rătăr. Păi, poate au vândut teatru. Dacă stăteau un pic lângă ei acolo, trângeam și noi vreo 50 de mașini gratuite. Bun. Deci, ok. Începută din 15 iulie, ideea nu știu. No. Noi am adus, unii au trebuit, dar de exemplu la școala Tohodori am dus până acolo. Deci unii au trebuit pământ, au fost destul de cooperanți. Am adus acum ultimul timp și aici la solicitarea domnului consilier Pietru la podul spre Mărăscu, podul de jos de aici, încă mai avem de adus, ne-am gândit cam târziori ca să ducem acolo, încă mai avem, că s-au cam terminat recopertarea, urmează să facă rigolile, urmând ca să ne ajute cu pământul în continuare, dacă mai avem nevoie, în momentul când se face rigolile respectiv. Și asfaltul mai continuă de la rigolile? Bun, ceea ce știu, haideți să închidem capitolul asfalt, din discuții reportate cu executantul, anul acesta mai vin 3 km. Practic rămâne un kilometru. Nu știu cât rămân, nu știu cât rămân și unde vine, nu mă întrebați, că n-am măsurat. E bine, deci, doamne, că ideea e mi gardurile și la Horgeș, domnule. Îi învață un kilometru, îi învață, au venit să îi educă. Nu, da. Eu, adică noi putem să comentăm, că am văzut diverse comentarii, răutăcioase, mai puțin răutăcioase, mai multe. N-ar trebui să comentăm, deci noi nu suntem executanți, v-am spus și în ședința trecută, nu suntem nici cei care plătesc, nici cei, nu suntem, pur și simplu, noi ne bucurăm de beneficiu, noi suntem de beneficiu, dureros este acum, dacă am ajuns și am ridicat mintea la fileu, este, asta e o părere pur personală pe care vreau să mi-o exprim când o să vadă și concetățenii noștri, asta iarnă, când drumul era rău, primarul era vinovat și l-am înjurat și le-am tras ca în carne vreo 10 ani de zile, nu-mi trebuie să mai crezi nimic pe anumit lucru, dar acum, când s-a început, este al Consiliul Județean. Deci drumul este al Consiliul Județean. Deci asta iarnă. Când era stricat, nu era Consiliul Județean. Înjuram primarul. Acum când se face, nu mai are nimeni. E Consiliul Județean. Consiliul Județean face. Da, domnule, sunt conștient. Eu nu mi-am asumat niciodată că eu am făcut sau ce am făcut. Face Consiliul Județean. Dar același lucru, drumul ăsta era al Consiliului Județean și acum în februarie, și în martie, și în decembrie. Și gropile care se fac de bun, și s-au descărcat, bun. Și-am terminat. Deci asta este o constatare a mea. Eu n-am nevoie de felicitări, n-am nevoie de laude, o să analiz nimic. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Cum era drumul, atâta e concluzia mea, cum era drumul județean și în februarie, când era stricat și nu se putea impractica pe și noi, cei care am făcut Răcătău, știm cum s-au trecut, același lucru e și acum, tot a drumul județean. Și atunci era tot a Consiliul Județean și acum era tot. De asta, și aici, v-am spus, tot suntem mulțumiți,
pentru că am prins, așa au fost astele, eu am vrea să spun, că au venit o firmă serioasă, tot respectul pentru dumnealor, pălăria jos, corect, cu utilaje, cu oameni, cu oameni care vor să facă treabă și treabă bine făcută. Asta e părerea mea, pur personală, și cu asta am încheiat subiectul asfalt. Ați văzut și apropo de demersurile noastre, am cere două pancarte, am dispărut. Da. Așa. În drumul județean ăsta altă. S-au dat jos. Da. Așa. La domnul Căliman, camere de filmat. Da, v-am spus, eu v-am răspuns în prima fază, deci de câte ori poliția ne-au solicitat, le-am pus la dispoziții. Filmulețul în orile care ar fi dumneavoastră, așa. Domnul Crețu, trecerea de pieton la Bastion. Da, eu am să fac în chestia asta și la domnul Tuvescu am o chestie cu trecerea de pieton. Da, este necesar. Strict necesar, impetuos necesar. La cum se circulă actualmente, pe bugățica aia de asfalt de la Răcătău, eu știu pentru că trece prin fața mea, vă dați seama, să trece cu o viteză, nu știu. Dar trebuie pus problema. Limită de viteză, 50 de oră. Nu noi. Domnul primar. Cei care reprezentanții Consiliului Județean o să facă chestia asta. El este gestionar drumul. Noi o să solicităm chestia asta. Singurul lucru pe care îl solicităm, dacă dați voi, să facă limitatoare, deci să facă chestia aia aproape de școli măcar. Deci măcar la școli, înainte de trecere pe ton, 50 sau 50, nu știu cât exact, cât e legal, să facă limitatoare. Cam asfaltul, domnul primar. Să facă limitatoare. Le scoate noaptea omului. Și atunci ce faci? Trecere pe ton nu-l oprești. Vreau să-și facă poliția datorie. Pus semn de avertizare 50 la ori, trecere copii și asta nu punem, vă rog frumos, nu ceriți așa ceva. Noi să discutăm. Iar o să primiți în frigide. Da, frigiderul e golit, acum n-ați numai. Cerim un echipaj rutier zi de zi. Exact. E problema lor, deci mai mare bala. Nu stricăm asfaltul din nou. Nu, am zis. Ne-au băgat în multe idei acum. Semnalizare, nu. Limitare de viteză. La ora da, limitatoarele sunt făcute pentru a fi încălcate, da. Știu. Fântâna de la Biserica Catolică, da, v-am spus, am ridicat problema asta și domnul Căliman. Noi sperăm că până la sfârșitul anului să găsim fonduri să facem, să acoperim și să îngrădim fântâna respectivă. Da, dacă lucrați acolo, sper să închidă fântâna, să pună o pompă. Sunt atâtea pompe în toată comuna, se poate și acolo o pompă. Ca să nu se mai arunce nimic în ea. Să pune un robinet pe pompă, sigur, că ce-am scos din fântână aia să faci cruci. Toaletarea copacilor. Asta nu are treabă. Domnul Pietru, nu sunteți interesat? Nu, dar eu nu vorbesc eu. Toaletarea copacilor din zona stații Bastion, stații autobuz, spre ieșirea la capătul satului, spre Ura. Nu știu de ce vă răspund domnii de la EON, pentru că cu toaletarea retelii, dumnealor se ocupă. Deci tot ce au făcut în toată comuna noastră, au venit, noi trebuie să mai facem o adresă către dumnealor, să vină să toaleteze. Cred că n-a fost eu explicit. De ce? Ei fac numai la solicitarea primăriei. Păi asta vreau să vă spun. Așa, deci asta am văzut. Am înțeles. Noi să solicităm și să venim să toaleteze și zona respectivă. Ea interesează sunul de acolo. Codul de la Galeri. Nu interesează lumea de ziceți acolo că ar trebui... Nu mă, dar să trebuie pe curea cu zona. Desfundate alea acolo. Sau o să punem un tuburi de astea mari, când ne-au venit flamele alea și curțile și o să începe în partea asta. Și piatră la pop, v-am mai spus, eu am mai ridicat și cetățenii de acolo, în momentul când o să reluăm balasarea, o să avem în vedere și acolo. Și câteva locuri nu au mai rămas. Domnul primar, aici dacă e vorba despre balasare, eu tot am o nelămurire. Am văzut în sat că e pus numai piatră de asta, asfalt mare. Da. Nu chiar mare, nu știu cum se cheamă. Domnule, de ce nu s-a dus și balastul funisit cu tot, că altfel se bate gol? Toată este, nu a plouat, nu nimic, am plâmbit tot. Nu, trebuie să unde patineze, neaunde. Deci, ce e este următor? Am început cu piatră din aia și se lucra foarte greu. Din pins, din toate chestiile astea. Și au venit solicitări, cei care au fost în teren, au venit și noi am solicitat un pic mai mare, deci nu cu nisip. Cu nisip, domnule, că nu se sudează. Da. Așa, la domnul Butaru, centrala de la școala Recea. Sunteți atenți? Da. Deci la centrala de la școala Recea s-a făcut, s-a obținut certificatul de urbanism, deci s-a făcut intabularea, s-a obținut certificatul de urbanism, urmând pentru a scoate avizele și a face, dăm drumul la demersul la investiții. Anul ăsta, nu? Da! Mai sperăm, anul ăsta suntem...
Doamnă? Am zis? Da. Am zis. Anul ăsta e doamnă, intră normal. Ceea ce vă spun, cu toalete interioare la școala Hurgești, suntem aproape gata. Grădinița Hurgești va începe, e o problemă, că au fost niște probleme cu cei de la Tertezom, n-au avut bani alocați. Nu au toalete interioare la grădinița, la grădinița n-au toalete interioare acolo. Unde este? Aici la Hurgești nu. La grădinița nu? Nu, nu. Păi la Hurgești. La Hurgești vorbesc. Nu, nu, nu. Clădiri nou și fără... La Hurgești nu-i clădiri nou. Clădiri nu-i reabilitată omul. E reabilitată, dar numai cu centrală, dar nu cu toalete. Nu, 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 păi dacă s-a reabilitat atunci. Și urmând toaletele la contracte, aceia sunt făcute, semnate contracte de execuție. Primăria ăsta, P+1 Hurgești, grădinița Hurgești și școala Tăutor. Deci aceia sunt contracte la ora actuală semnate. La ora actuală, la școala Răcătău, toalete interioare va fi alipită, exact cum am mai explicat. Am obținut autorizația de construcție, suntem în demarare pentru găsirea unui executant. Iar la școala Recea, din cauza am făcut ne-am întârziat multe expertiza clădirii respective, dar dăm drumul certificat de urbanism, nu avem autorizație de construcție ca acolo. La școala trebuie să intervin. Da, pentru că min ce se mai poate face pentru că la căminul cultural. Noi am depus la CNI. Așa, încă o dată drumul cele două proiecte care n-au obținut finanțare. Drumul comunale și reabilitarea și dotarea căminului cultural. Pentru că cei de pe uliță, să știți, când o să vadă asfaltul ăsta, nu, de pe strada principală, da. Foarte pretențios, o știi. Da, deja sunt. Păi ies omul din praful lui până la... Referitor la școala Tohotor. Vrea și el pe uliță. Referitor la școala nouă de la Tohotor. Pune niște preșuri să fie. Vedem, o să vedem atunci. Dacă nu vrea să mai punem, atunci o să vedem și gata. La școala Tohotor, școala nouă Tohotor. Așa cum v-am spus în ședința de luna trecută, ordinul de începerea lucrărilor este început cu 1 iunie. Problema este în felul următor. Au fost două probleme. Una, culpă comună, ca să spun, culpa din partea noastră, cum? Nu avem, neavând autorizația de construcție, nu am putut să ducem curent pentru, asta e culpa noastră. Deci nu am reușit să ducem curent până la punctul de lucru pentru organizarea șantierului. S-a ridicat această problemă, dumnealui a venit cu un generator care a făcut, nu știu cât îi convine omului, așa, a lucrat ceva, eu am, din punctul meu de vedere, am discutat cu dumnealui și am decizia dumnealui că de luni ne reactualizăm până ajungem, că am zis, până o să mai dureze, deci alimentarea cu energie, cu punctul respectiv, mai durează încă vreo 2 săptămâni. Asta înseamnă să nu stăm pe loc, deci se poate face și fără, așa, am dus niște, am cerut celor de la drumul județeanului, de executantului, pământ, că trebuie băgat acolo pământ dacă ați văzut, ajutăm cu cât se poate, dar important este să aibă cea mai mare activitate, să fac cu curent electric. Iar cei, avizarea și apoi, după ce ne-au avizat EON-ul, o trebuie să facem oferte, să prindem, să facem... să ducem curentul până la, numai pentru punct de lucru. Am dat drumul la proiectul celălalt, noi am vrut să facem 2 într-1, dar se pare că nu, și l-am despărțit, pentru că dura mai mult. Am făcut pentru punctul de lucru pe care am primit avizul EON-ului pentru, și văd, în curs de 2 săptămâni, cred că o să avem apă curent. Și rămâne celălalt încă, care, v-am spus, nu n-au vrut să fie parteneri cu noi în extinderea de rețea de la Săvător, la care am venit, am depus și am venit cu să ne facem proiect, să ne vedem dacă primim aprobare pentru obținerea extinderii de rețea în sistem propriu. Să vedem cu PT-ul și cu toate astea. Acum o să aflăm exact răspunsul dumnealor. Era o negociere în care au zis că până la școală este ok, că este autorizație și este un punct de interes public. Eu îmi doresc și am solicitat și am îmi doresc toată chestia asta și am zis, nu domnule, dacă tot aducem până acolo, hai să ducem toată rețeaua, toată partea proastă care se pune, eu zic că de asta nici nu au venit să fie parteneri cu noi, nu avem lipsă de certificat de urbanism și autorizație de construcție a caselor din zona respectivă. Și o să fie o problemă și după.
Podul de la Zodian, domnul primar. Podul de Zodian. Suntem cu depunerea avizelor pentru obținerea autorizației de construcție. Și asta ce înseamnă? Asta așteptăm girul consiliului, așa, să dăm drumul la autorizație. De apă și canal, mai știți ceva? Apă și canal, proiectul este depus la AFIR, deci nu am primit niciun feedback, nici din pro, nici contra. Dacă vrei să ultimii bani, iar, care îi mai aveam și noi, în buzunar. Adică? N-am dat. Care? Ultimii 2 miliarde. I-am aprobat, i-am dat. Care i-am aprobat? Cam asta. Da. Eu vă mulțumesc. Nu, așteptăm răspunsul de la AFIR ca să putem da drumul, acum vorbim corect și cinstit, ca să putem da drumul de licitația pentru executant. Asta aveam iarăși 30-60 de zile, oricum, da, până în primăvară, apă și canalul nu ne-am pe românește, de ce ne-am nimicit până are faceți bun propuneri pentru noul președinte. Care nu mai fost. Care nu mai fost, bineînțeles. Ăla eu. Ce să autopropune cineva? Sau da, poate să autopropune dacă vrei. Haideți, propuneți cineva și... Domnul profesor, Buznar. Da. Da, vizual. Domnul Grigean, domnul Grigean, ați fost, n-ați fost? N-am fost, dar eu plec niște oameni la muncă la foc. Asta nu e un motiv, domnule. Nu știu când vine domnul Codreanu. Atunci trebuie să vină domnul Codreanu, până atunci vine domnul Dănuț. Da, corect. Domnul Codreanu, dați-le faci încălzirea. Are timp să fie și el, după. 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 Domnul Codreanu. Cine e pentru? Alo, domnul Buznar. Da. Care este pentru domnul Codreanu președinte? Bine, mulțumesc. Mâna ta, unde e mâna ta? În Buznar. Mâna ta. Da, eu sunt de acord. Mâna ta. Rămâi în plăiați votul. Da. Dacă era cineva aici, imediat... Influențat votul. Era o melodie. Mă gândiți, să aveți, vedeți ce o să pătiți când o să vină. Da. Încheiem, să mai vrea să ne mai dea numai o casă.